În episodul de astăzi de Mind City, oameni buni, m-am întâlnit cu Ice Island și cu un invitat special pe care l-a avut Silent acolo și o să vedeți despre cine este vorba și m-au prins și la fura din păcate și nu o dată de 3 ori, dar nu mai contează, trecem peste asta. Am reușit să-i termin și casa lui Luca pentru că pe ultimul livestream pe care l-am făcut am adunat materiale după care i-am construit casa și practic acum am terminat-o, însă veți vedea reacția în episodul următor pentru că momentan nu ne-am sincronizat fiind Comic-Con și așa mai departe, nu ne-am sincronizat eu cu Luca de bine să filmăm. Iar pe lângă asta, la final mi-am mobilat și eu casa pentru că, după cum puteți vedea, acum am și o bancă aici. Era timpul să mobilez și eu casa, așa că vă las să vă uitați la episod, să vedeți cum a ieșit și vă urez vizionare plăcută și nu uitați să lăsați un like. Pup! Salut, Silent! Salut! Ți-am lăsat un cadou! Da, gen, nu m-am întors, parcă nici nu vreau să mă întorc. Ce cauza mine acasă? Ce ai făcut aici? Băi, Dani, ideea e că ți-am lăsat un cadou, dar fii atent. E o problemă, gen. Ce problemă? Nu eu ți-am lăsat cadou ăsta. A, gen, e cadou tău, dar nu tu mi-ai lăsat cadou. Păi da, chiar nu eu ți l-am lăsat. Uite, l-a lăsat un alt tip pe care o să rog chiar acum să... Uite-te la mine! Îmi pare rău, m-am fost atras de semnul ăla. L-a lăsat un alt tip pe care l-aș ruga chiar acum să vorbească. Salut, Dani. Nu știu dacă le recunoști. Sunt Dani Den. Ce Dani zici? Den. Nu știu dacă e Dani Den. Nu e Dani Den. Nu cred că e Dani Den ăsta. Nu, e mai spune ceva, domnule. Salutare tuturor. Gata, știu cine e. Cine? Este cel mai mare YouTuber din România. Holy fuck, adică e Silent. Nu e, e Silent. Oh my god, ok. Da, deci ideea e că el ți l-a lăsat, pa. Hai să mă bată, mă, bine, pa. Mă, ce se întâmplă, mă, să mă bată mama? Ți-a lăsat ceva dulce în gunoi. Mi-a lăsat un Oreo cake. Este Max Infinit. Nu e Max Infinit, este Rafael Chat. Pentru mine Rafa este pe primul loc. Mereu va fi și a fost mereu pe primul loc Rafael. Și acum hai să facem rost de niște colorant roșu. În caz că nu știați, vă fac aici tips and tricks cum să faceți rost de colorant roșu. Deci, este foarte simplu. Stream-ul ăsta mi-am propus să vorbesc foarte mult, apropo, în caz că nu v-ați dat seama deja. Practic, veniți cu bon mil de ăsta și dați aici pe florile astea mari. Gen, practic, orice floare mare pe care o vedeți, dați click dreapta și obțineți mai multe flori de astea mari. Și dacă obțineți flori de astea mari, practic, gen... Bă, Dani, ce faci, mă? Salut, Silent. Ce faci la plotul lui Dani Den? Am avut nevoie de niște flori, stai că n-am furat nimic. Gen, uite, ca dovadă, bă, uite. Deci l-am furat. Mă, bă, da. Ce... N-am furat, ce, mi-am luat eu cu flori. Am venit aici, uite, cu astele mele, cu materialele mele, uite, de-astea și am luat flori de-astea. Am înțeles. Băi, bine, mă, Dani, eu am venit să-i las un cadou lui Dani Den. Păi poți să-i lași un cadou, că eu am terminat treaba. Ia lasă aici să-i faci de... Da. Frumos ciorap, să știi, mi-a plăcut ciorapul ăla pe cap, e frumos. Care asta? Da, uite ăla, e frumos și ai, negru așa, da. E frumos, rău de tot. Bine, hai, pa! Ce se întâmplă, mă, chat? Ce se întâmplă? Aici parcă avea un pat, Carina, dar nu mai are pat. Păi și unde mă duc și eu, mă, să dorm, mă, cava și curea voastră. Alo, ce-ai făcut, mă? Casa Carinei. Am vrut să merg la Som Silent, dar are un pat și să mă, bă, i-am găsit până are și safe, n-are un pat în casă. Da, mă, Dani, dar nu inventezi tu așa mereu povești, cum? Păi și umblai în chesturi ca să cauți patul? Păi, căutam... Cam o chesturi, te duceai pe sus, pe jos. Acolo nu, am eu o combinație cu Carina, gen, avem afacerea noastră de teracotă și acum am ocupat gen să fac teracotă, că de-aia am făcut culoare, știi ce zic? Bă, ce povești bagă băiatul ăsta. Mă, Dani, tu ai ceva să-mi spui? Nu, păi ești cel mai tare primar. Ia da costumul ăla de pe tine. Cum să dau costumul de pe mine? Acesta este un jaf. Ma, păi și... Da, costumul tău nu-l dau jos. Glumeam, frate, glumeam. Cum să fac eu așa ceva ca primar? Hai, te rog să fii un cetățean prosper și perspicace și să nu mai furi din casele oamenilor. Fii atent, Siren, că vreau să spun ceva. Mi-am deschis afacere și șmecheră. Vrei să spun cu ce mă ocup? Ia zi. Fac case, Silent. Sunt arhitect. Wow, ok. Foarte tare, domnule Dani. Băi... Deci dacă ai nevoie de vreo casă vreodată, eu te aștept, să știi. Ok. Da, te înțeleg. Bă, uite, tu furai de la Carina, eu chiar voiam să-i fac un cadou pentru că e următoarea aici pe listă, iar Rafael trebuie să spună ce cadouri să fac. Și uite, vreau să îmi dai tu așa un sfat, gen, ce cadou aș putea să-i fac Carinei?
Ce cadou să-i faci Carinei? Păi... Da, pentru că fac 24 de cadouri în 24 de ore la 24 de youtuberi. Am înțeles. Păi fii atent, hai să ne gândim un pic, genul Carina îi place așa, nu știu exact ce îi place lui Carina, dar pot să spun Carine. Că... Carinei, da, corect. Că gen, fă-i tu cadou un cactus, că n-are destui. Un cactus? Ok. Da, gen, ia și tu un cactus. Exact, e, perfect, e perfect. Rafael a zis că e bun. Da, păi ia, da. Superb. Vedeți chat că e mare șmechirie aici, cactusul ăsta, gen pe bune. Gata mă, Dani, e bun? Da, Silent e perfect, gen eu cred că o să se bucure foarte mult de cadou ăsta, pe bune. Ok mă, Dani, bine, hai, te pup. Bine, hai, uite, stai, vino să-ți dau, okay. Uite, nu știu exact ce sunt ăștia, cred că sunt ceva, nu știu, ia și tu și mănâncă. La Popeyes? Da, de acolo, cum ai zis tu, Popeye ăla. Mersi mult, mersi. Cu plăcere, pa, pa. Ce, acum o să mă vadă că intru la Ovidiu, fii atent. Fii atent că mă vede că mă duc la Ovidiu, fii atent. Fii atent că o să mă vadă că m-am dus la Ovidiu, de gen, pe bune. Pe bune, o să vadă că m-am dus la Ovidiu, gen. Silențiosu! Ce? Eram în spatele tău. Asta e casa Alexei, nu? Da. Cred. Că vreau să-i fac cadou cine însuși. Da, cred că... A, păi da și mie unul. Că te-am ajutat, fără informația mea nu știai că stai aici. Păi am doar 5, gen. Aoleu, bine, e sărac. Păi acolo cadou. Fii atent, pot să dau ceva. Ia. Mersi frumos de asta de mâncare, e foarte bună că mi-era foame. Da. Mersi frumos. Da, și eu i-am dat mâncarea, mi-a dat-o acum înapoi. E forță, mă, ce-mi place, beiter. Hai că am ajuns și eu până acasă și găsesc semnele astea, ia. Ceva ilegal se ascunde în rulotă, oh nu. Ia tot până nu e prea târziu. Cred că o să încep prin a lua aceste semne. Și mă rog, coșul ăsta de gunoi pe care ați văzut că mi l-a luat Silent din... Cum îl iau de... Aha, așa îl iau, ok. Și cum îl pun înapoi? O să-l pun aici, ok. O să sparg și ăsta. Și practic ați văzut acolo că a venit Silent cu parafa peste mine. M-au prins de 3 ori la fura. Nu mai zic nimic, numai că nici nu-i bine să povestesc. O să mergem imediat până la rulotă. Totuși vreau eu să mai iau sticla asta de pe aici. Și o să mergem până la rulotă să vă arăt cum a ieșit. By the way, casa lui Luca Luc, să știți că este terminată. Am reușit să o termin și o să vă fac așa un scurt tur. Da, gen, cred că nu se supără nimeni dacă iau ăștia, nu, gen. Sunt pe stradă, stai nimănui, stai așa, abandonați. Da, cred că, mă rog, o să iau pe toți. Care și Luca ceva aici, însă nu se uităm prea mult. Cam asta e casa lui Luca, o să trească să-l aduc ca să-i fac un tur al căsuții aici, pentru că încă nu știu, încă, Luca practic n-a văzut casa până acum, dar în mare parte cam așa arată noua casa a lui Luca Luc și vreau să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare. Mie, unul, mi se pare super, super tare casa lui, gen, pe bune, chiar mi se pare o casă super, super mișto. Acum dacă aș reuși eu să intru în casă, hai că am reușit. Practic ăsta este living-ul lui, așa frumos, cu bucătărie și nu știu ce pe aici. Aici are intrarea în garaj, care... Ar trebui să închid ușa, să o ținem așa. Aici are un televizor frumos, niște chestii, tot amenajat, mobilă frumos adusă, importată de mine, făcută la comandă, toată casa, gen, pe bune, nu e chiar așa. Nu e chiar așa, gen, e forță toată casa. Aici practic are dormitorul lui. Șmecher, aici are baia, o baie destul de mare, cu ghiuveta aia pe acolo, cu WC-ul de ăsta, cu soft close, cu nu știu ce. Deci e forță rău de tot și practic la ultimul etaj i-am făcut aici o terasă frumos unde să poată să stea și chestii și i-am făcut și camera de gaming pe care a cerut-o el. Acum nu e chiar cea mai mare, că n-aveam cum să o fac pe cea mai mare, dacă chiar o să vrea el cea mai mare cameră de gaming și așa o să mutăm setup-ul la subsol. Dar eu zic că arată chiar bine și setup-ul ăsta de la Reluca aici, pe bune, gen. E un setup cu două monitoare aici de streaming, încă un calculator aici unde lucrează Luca la chestia asta, gen, care e un 3D printer de ăla, gen, are un PS5 aici, adică nu e chiar așa, gen, e destul de tare casa și o să trebuiască să-l aducem și pe Luca, probabil în episodul următor, ca să vadă și el casa și să zică dacă îi place sau nu. Bine, aici i-am pus eu o ușă mai așa, gen, că, na, teoretic asta ar fi ușă de interior, n-ar fi neapărat ușă de exterior, dar nu contează, arată bine. Bă, care-a spa... Care...
Ce am luat pink, așa mi-a ieșit. Bă, pink, mi-ai furat banii. Care bani? Te-ai spart chesturile, mi-ai furat bani. Care chesturi? Uite alea de acolo, uite că am văzut, te-am văzut, te-am în spatele, tot te-am spionat. Era un, ok, uite, na, era un dolar în el, na, uite. Da, mulțumesc. Dar de unde știai de ele? Că, adică dacă știai de ele, de ce nu le-ai luat, a? Păi nu le-am luat, că m-am dus până la Luca acasă, că mi-era un pic mai departe chestul și mi-era lene. Da, da, da. Primul venit, primul servit, dar am zis, hai să fiu băiețaș, na, să-ți dau. Dar de ce ești, mă, așa schilot? Păi am slăbit rău de tot, că n-am mâncat în... Păi n-am mâncat bine, vreo hai. Două zile. Te iau cu mine la sală, bă, Dani. Mai, Da, ar merge, nu zic nu. Fac și eu niște mușchi, gen. Hai că, la sala la care mă duc eu vine și Alex Velea, mai fac cu schimbul la el, la aparatul ăla de piept. Am înțeles. Da, păi cred că o să vin și e eu, nu mă. Da, da, păi să mai tragi, că brațele alea sunt subțirele tare. Da, păi ți-am zis, da, am stăbit mult rău, dar dă și mie un burger de la că să mânc și eu. Mulțumesc. Da, uite. Vezi că te îngrași totul. Uite, 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 vezi ce am eu? Mama, ai gantere. Mă, dar ești puternic rău de tot. Ia. Două, păi hai, încă una. Așa se face mușul. Mai bag una. Asta e, bine, e perfect, bine, gata, gata, nu te mai forță, gata. Gata, nu mai pot, gata, acum, gata, gata, s-a terminat. Hai că e bine. Vreau să-mi zici o părere, Pink, de casa lui Luca. Cum ți se pare? Mamă, și ăsta și-a făcut gard interesant, a zis că e mai cu moți el, doamne ce-l bat. A vrut gard ca lui... Cum îi zice? Ca da, cum, cum are Sammy, cred că da. Da, gen... Na, de gardul ăsta, practic, eu l-am făcut, dar... Păi da. A fost pe comanda lui, mă gândesc, nu? Păi el da, na, el mi-a zis să fac un gard interesant, acum n-ai eu ce să... Da, 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 nu, lasă-l așa, lasă-l de acum. Opa, este mă așa, că chiar și-a făcut... Și-a făcut, mamă, și prin și-a făcut vreau să zic... De unde are mă el de asta? Aici nu știu, eu, na, i-am frumos, am dat comandă, am dat import din alte țări. Comandă de astea, dar astea sunt roare și... Aoleu, eu am găsit trei de astea și vrei să-mi zici că el a dat comandă de la chinezi, nu cred așa ceva. Păi, na, nu cred, nu știu dacă e adevărat al lui, dar, na. Poți să intri și înăuntru dacă vrei să te uiți pe aici să vezi cum ți se pare. Da, uite, văd, are un televizor. Ce are pe aici? Garajul. Garajul frumos, da. Bă, îmi plac canapele, dar păcat că nu poți să stai pe ele. Da, nu, sunt așa de formă numai. Acolo e camera lui cu chesturi. Mamă, arată teribil. Beciu. Plușul meu. Wow, ăsta genial. Era al meu. Eu îi l-am furat pe ăla verde și el mi l-a furat pe ăsta roz. Genial. Dacă am intrat, l-am luat înapoi. Ia uite, are rogojină pe jos. Îmi place, îmi place. Opa. Bă, plușul, așa. Așa, patale alea. Da, 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 și-a făcut frumos aici. Ce pot să zic? Da, uite și el are gantele, aici... vezi că a zis că se apucă de sală, da. Nu mai mănâncă burger și... Zici că se apucă el de sală. Nu știu ce să zic acum, na. Uite, are două chiar, vezi, și-a pus una și la pat să știe dimineața. Mamă. Că se trezește. Se trezește, uite, camera de gaming unde era, bă. Da, uite, calculatoare, pe post de exponate. Păi nu se clocește de cald aici? Da, are un fan de ăsta, ajunge că, na. Și de ce are blenderul aici lângă calculatoare? Păi gen, el practic aici face stream și aici lucrează, știi? Așa păi mi-a zis el face... că... Păi și lucrează la blender, ce face cu blenderul? Păi, da, nu știu ce, își face shake-uri de alea proteici, nu știu ce face. Aaa. În timp ce e live, mai bag acolo, știi, câte un de-alea, na. E bine, și uite, aici e terasă, da. Stai așa, uite. Ia, care și terasă, mamă, să aibă de unde să pice. Păi da. Drăguț, drăguț. Băi, e păcat de canapelele astea că te lasă să faci tu schema din berceni cu ele, dar... Da, pe bune, că era mișto să stai. Era mișto rău să poți să stai pe ele. Da, na. A, stai. Da, bă, bă, eu sper să fie... Acum. Au. A, aia, că te-ai dus direct. N-are am mic. Luat calea ușoară, da. Na, eu sper da, să-i placă și lui Luca. O să vedem când vine Luca, trebuie să-i o prezint și lui. Cel mai mult îmi place că și-a lăsat iarbă pe aici. Bă, da, chiar n-a vrut să-și mărească terenul deloc, omul meu. Nu, no, aș... da, trebuie să mă încadrez și eu, că mi-a zis că vrea și casă frumoasă, dar vrea și curte și eram bine. Aute, grătare, a, venim la el la grătar, gata. Păi da, pe bune.
Nu e like ziua lui în 3-4 zile, ceva de genul? Se dă party. Nu știu, cred că da, cred. Acum, Ana, dacă are și casă terminată, ar trebui să facă gen party de la de casă. Da, de ziua lui, să facă, da. Să facă party de ziua lui. Pă bune, face pă bune. Face Luca 50 de ani sau nu știu cât face. Mama, așa bătrânie? Bine, ce-i drept, na, cred că pare așa. Foarte, da. Dar nu-ți dai seama că e gras, știi? Da, da, da. Bine, hai că... Cred că mă duc să mă apuc de alte treburi. Aveam o treabă cu niște avioane, dar bă, că nu e nimeni în orașul ăsta să mi le tunezi și eu am zis că poate mâine. Da, cred că Ovidiu se ocupă cu asta, cu una, nu știu, trebuie da, să vorbești cu Ovidiu. Da, și a zis că poate mâine sau poate în seara asta, dar vedem. Da, bine mă, Pink, hai că mă duc și atunci. Și bun, ne mai vedem pe aici. Hai, spor da, acolo la treabă. La treabă. Pa, pa. Pa, pa, pa. Mamă, chat, deci... Hai să mergem la rulotă. Mă bucur că l-am prins și pe Pink așa ca să vedem ce părere are. Hai că sunt bun rău de tot să mă bată mamă. Verifică în congelator. Oh, găsit 27 de năsuși să mă bată mă. Mamă, chat, am 38 de năsuși. Am găsit 38 de năsuși așa din nimic gen. Holy moly, ok. O să trebuiască să... Ce s-a întâmplat aici la Ovidiu? Cred că l-au hackerit ăștia, mă, cava și cura voastră. Uitați-vă ce e aici la Ovidiu, lol. Ce s-a întâmplat aici? Da, cred că genos să întreb. O să mă duc până la mall, totuși. Că vreau să ajung până acolo și... Astăzi am zis că o să mă ocup de mobilarea casei mele, care teoretic nu o să dureze mult, dar vedem cât o să dureze. Vreau să mă duc până la mall, pentru că am înțeles că avem ceva de ăsta de materiale de construcții, ceva magazin acum deschis, cred că de Ovițan mi se pare că e deschis și dacă mergem acolo și găsim niște materiale de construcție, actually, aș vrea să le iau, gen. Chiar aș vrea să le iau, dacă o să-mi și placă materialele alea de construcții, chiar o să cumpăr, uite aici, vă, că ar trebui să fie. Dar vreau să cumpăr chestii pe care eu nu le am, gen, dar văd că momentan nu prea avem chestii pe care să nu le am și eu deja. Smooth stone nu-mi trebuie, dirt nu-mi trebuie aici, dacă... Wow. Wow. Wow, ok. Ok, foarte tare. Foarte tare. Ok, hai să pun asta înapoi în puii mei, ok. Da, cred că era gol oricum, nu cred că am luat eu nimic de acolo, gen... Ok, văd că a adus ceva lemn de ăsta. Doar că mie nu-mi trebuie lemn de ăla. Da, nu prea are foarte multe materiale de construcție Ovițanul pe aici. Și în partea asta e ceva danger. Da, cred că nu se mai cumpără nimic de pe aici. Ok, deci nu prea avem ce să luăm de la mall. În cazul ăsta o să mergem acasă. Și o să... Ah, by the way, o să trebuiască să mă pun să rescriu cartea asta. Pentru că pe ultimul livestream iar a dispărut cartea lui Sinner de aici și nu mai pot, cred că o să fac o chestie și o să o iau și o să o pun în ceva item frame. Ca să nu mai iei în mână ăla gen și să dispară, că m-am săturat, cred că e a doua oară când stric cartea aia și ar trebui să stau să mă pun să o scriu. Și nu mai pot, gen, pe bune. Așa că o să trebuiască să fac și chestia asta. Că, na, momentan Sinner e plecat, nu știe nimic, gen, trebuie să mă pun iară să prescriu cartea aia. Ca să fie totul ok. Bun, mă duc acasă și o să începem să mobilăm toată casa noastră, pentru că nu avem casa mobilată și aș vrea să începem să o mobilăm ca să avem și noi casa mobilată odată și odată și după aia să văd, o să mă gândesc, poate reușesc să eu vând un Rodby și dacă eu vând un Rodby, gen, o să mă mut eu în locul Rodby în partea aia de acolo, gen. Mi-ar plăce mai mult să stau în zona aia. Chit că nici în zona asta nu era, că văd că încep să modernizeze lucrurile și pe aici, adică în acasă lui Luca. Poate și eu la un moment dat, dacă nu reușesc să vorbesc cu Rodby, o să mă pun eu efectiv și o să-mi dărâm casă și o să-mi fac una modernă. Dar să vedem, că până îmi fac eu casă modernă, aș vrea să-mi extind și terenul. Și dacă îmi extind terenul clar, atunci nu mă mai mut de aici, că n-are sens, gen. Pă bune că n-are sens să mă mai mut dacă îmi extind terenul. Dar, mă rog. Până acolo, hai să ne punem să mobilăm noi casa asta de o avem acum, că ar fi drăguț să fie și asta mobilată. Ok, oameni, fain, haideți să vedem
Haideți să vedem cum începem să ne mobilăm și noi casa asta. Vreau să vă spun că mi-am cumpărat și eu gen niște monitoare d-astea și un desk setup d-ăsta pe care am vrut să-l pun și oricum cred că o să-l pun gen, adică na, pe bune, că aș vrea să am și eu un computer de la pe aici și așa mai departe, dar problema e că cumva, bine, vă că nu prea pot să pun ăsta la intrare, că e cam mare. Holy moly. Unde să-l punem? Îl punem aici? Nu știu dacă încape gen. S-ar putea să nu încape aici. Stați așa un pic să vedem. Da, gen, cred că n-am loc să sard asta. Ok. Bun. Ba, hai că aici l-a avea loc. Ideea e că mi-am cumpărat un setup de ăsta. Am făcut eu o schemă și am zis că mi-am și un setup de ăsta șmecher și mi-am luat cu 3 monitoare, cu PlayStation, cu nu știu ce. Numai televizor nu cred că am apucat să-mi iau, că am stricat cartea, dar o să mă duc și o să iau eu și televizor. Ok, o să-mi las pe aici din chestiile pe care le am eu, gen colorant și așa mai departe. O să-mi iau cu mine niște lemn de ăsta. Geamuri nu trebuie, la fel nici concret nu cred că am nevoie. Sau mă rog, sunt destul de sigur că n-am nevoie de concret. Ok, o să las șarea și niște mere pe aici. Dirt-ul ăsta, numai dacă nu cumva... Bine, hai că pot să-l pun acolo. Și bănuții ăștia avem ceva dolari, deci e bine, stăm bine. Stăm bine cu banii, chiar nu stăm rău. Și în principiu am putea începe noi să facem treabă pe aici. Practic o să fac eu la un moment dat și un beci. Și cred că pe aici o să fie coborârea în beci sau ceva. Da, cred că pe acolo o să o pun. Dar, mă rog, asta o să vedem. Hai să începem cu setup-ul ăsta, gen. Să-mi aduc eu setup-ul. Îl luăm de aici frumos, bam, toate astea, toate nebunile astea și scaun și tot și nu știu ce mi-ar mai trebui, nu știu ce am mai cumpărat, gen, dacă am mai luat ceva, dar nu cred că am mai luat nimic. Da, cred că e ok, nu cred că am omis ceva, dacă am omis, da, hai, omis mai prost. Punem un d-ăsta acolo, punem și un d-ăsta, gen, un mausel d-ăsta, ok. După care avem această, de fapt stați așa un pic, dacă sparg eu ăsta așa și pun ăsta acolo și vin cu, ai că funcționează dacă e să mă bată mama. Aș vrea să pun și un monitor de ăsta acolo, gen, dar nu prea pot. Mă rog, știu că mi-ați zis voi de un truc ceva de genul, că, ce-am făcut mă? Am deschis ăsta. Stați așa, să pun un crafting jos. Te-l pun aici, ok. Și mi-a zis voi că dacă am niște slaburi de astea și le pun aici, gen, așa, o să pot să pun așa, gen, monitor. Ceea ce, na, e ok, gen, că nu, oricum n-am unde să-l pun. Acum partea proastă e că nu cred că mi-am luat eu o tastatură. Cred că am cam uitat să-mi cumpăr tastatură, chat. Da, zi mă bată mama, pe bune că am uitat să-mi iau tastatură. A, nu mă, uite, ba, stai, RGB mouse, pe n-ai treabă cu asta. Da, am uitat să-mi iau tastatură. Da, un match mai prost. O să trească să-mi mai cumpăr niște tastatură. Da, mă rog, n-are nimic, e ok. Să zicem că e ok. Hai să dormim și noi rapid. Ok, perfect. Și atunci, hai să vedem cum începem să facem chestiile pe aici. Și din ce mobilă să facem? Cred că o să facem din spruce sau din dark oak, din ce să facem? Am putea și din dark oak să facem și cred că o să ne facem mobilă din dark oak, chat, că arată mai frumos, gen. Ok, facem câteva d-astea. Facem câteva d-astea. Facem aici niște d-astea, ok, băgăm și niște d-astea. Și niște d-astea. O, că nu facem atâtea. Stai un pic, că nu facem atâtea. Facem și noi câteva acolo să avem. Vreo niște mese d-astea pe acolo, așa. Bun, stai că iar am făcut o prostie aici. Ok, dăm așa, bun, perfect. Nice. Very, very nice. Și atunci avem dar că crate-urile astea pe care o să vreau eu să le plasez aici, gen. Ok, în partea asta cred că pot să sparg ăsta și pun un crate așa frumos, nice. Ăsta este un coffee table pe care o să vreau eu să-l pun, uite, fix aici, gen.
putem să stăm pe coffee, pe coffee table-ul acolo, bun. După aia ne punem două scaune de-astea în partea asta, gen. Băgăm așa două scaune frumos pe care aparent putem să și stăm, ceea ce e foarte tare. Aici afară o să vreau să pun de-astea, gen, să zicem că ar fi un fel de băncuță. Știi ce, știi ce zic? Gen, ca și, ca și cum ai sta pe, ai sta pe bancă aici. Da, actually dă bine chestia asta. După care avem un ăsta de bucătărie. Doar că noi, neavând bucătărie, nu știu exact unde o să facem bucătăria aia. De fapt, ia stă-ți așa un pic. Că dacă scoatem noi ăla și facem aici o chestie de genul ăsta, care să zicem că ar fi pentru bucătărie, și patul ăsta o să-l mutăm că nu ne trebuie, și atunci am venit cu masa aia de cafea în partea asta, ceea ce nu cred că ar fi rău. Ok, putem să punem cabinetele astea sus aici, ceva de genul ăsta. Ok, nice, 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 bun. Și mai vreau eu să mă uit. Unde am pus mă crafting? Uite aici. Mai vreau să mă uit dacă facem cumva niște slaburi, putem face chestii în plus cu astea? Sau nu putem face chestii în plus? Sertare de asta am făcut, nu? Da. Well, atunci mai mult de atât nu cred că putem face, gen. Cred că asta e cam tot ce putem crafta cu astea. Da, na, nu e rău pentru așa gen să avem și noi aici un pic mobilat. Nu e, nu e atât de rău. Aici la etaj, evident că o să îmi pun eu, să-mi pun eu patul aici la etaj. O să-l pun aici. Ok. Luăm două de-astea, le punem așa la, la căpus, două noptiere frumos, bun. O să avem un dark oak desk de-asta pe care o să-l punem aici. Și pe care o să-mi pun PlayStation momentan. Și o să vreau să-mi aduc și un TV în partea asta. Sau nu neapă, cred că o să-mi aduc un monitor, da. Da, cred că asta o să fac, o să-mi aduc un monitor. O să-mi pun acolo aici, o să-mi pun un scaun de-asta frumos. Și hai să mergem să luăm un monitor. A, dar stați un pic, eu n-am pus calculatorul acum, văd că e la mine în inventar. Well, PC-ul meu o să stea aici lângă scări momentan, că n-am unde să-l pun. Și cred că aici lângă scări ar sta, ar sta cel mai bine. Oricum o să vină compartimentată zona asta, la modul că o să vreau să despart aici printr-un perete de ăsta așa, dar bine, care cumva să vină să nu obstrucționeze chestii pe aici, dar mă rog, hai că vedem imediat cum, cum facem treaba. Vreau să-mi iau, uite, un monitor de ăsta așa și îl punem la etaj pentru, pentru PlayStation, așa frumos. Bă, vedeți că e chiar bine. E chiar bine monitorul ăsta aici. Cu PlayStation, cu nu știu ce, foarte tare. Și atunci dacă vine în partea asta și schimb niște sprus de ăsta și fac așa și fac niște de-astea. Am 55 de trapdoor-uri, da? Și dacă le pun așa și vin cu ele în jos, practic aș delimita zona asta, știți ce zic? Și aș vrea să fac asta pentru că dacă o să fac asta, o să am și mai mult, și mai mult spațiu aici. Și o să fie mai tare. Gen, vii aici, bam, frumos, intri în bucătărie, după aici e, să zicem că e studioul, cum ar veni și locul când unde cobori în în peșteră, gen peștera pe care momentan nu o avem, dar o să o avem când cândva. O să, evident, o să facem noi aici frumos totul. Ok, o să mai transformăm niște de-astea așa, bam. Și facem așa, o să vin eu cu scară și așa mai departe, dar momentan nu e cazul. Că nu o să ne ocupăm astăzi de, de beciul ăla, setup aici frumos, nu știu ce, tot ok. Bine, actually, cred că aș putea, stați un pic să mă gândesc eu la o chestie. Să văd dacă pot să pun ăsta așa și să vină ăstea așa, și mai bine dacă scot ăsta. De fapt nu prea e bine nici dacă scută. Cum o să facem noi aici la scara asta? Cam trece prin monitor scara și nu-mi place. Ok, deci de aici deja nu pot să mai pun. Atunci să zic așa un pic că trebuie să recalculăm scara asta. Boys and girls, trebuie să recalculăm toată scara asta. Ok. Bă, cred că e ok și gen atunci o să urci până aici.
Zici ce zic? Mă rog, ar trebui să vină ăsta așa. Ăsta așa, vi așa, bam. Da, cred că e ok așa. Da, trebuie să văd ce pun aici, că aici nu-mi place cum arată, gen. Măcar nu trebuie doar să pun. Da, e ok, și gen urci până aici și e totul bine. Bun, all good. All good now, hai să mai facem o scară rapid. Unde am eu crafting? Unde l-am pus mai iară, că nu mai pot. Bă, dacă n-am pierdut crafting-ul ăsta. Aia, la mine în inventar. Genial. Bun, o să-l las aici și nu o să-l mai scot. Ok. Și atunci luăm și venim cu asta și e așa perfect în partea asta. Iar aici sus de tot o să-mi pun eu niște cufere, gen aici o să vreau să am niște, o să vreau să-mi pun eu niște cufere. Gen la modul ăsta, na, o să scot astea, o să am câteva cufere în partea asta și nu știu dacă o să mai pun altceva. Mă rog, aș putea să pun ăsta, gen. Care, na, practic și aici putem să băgăm chestii. Ok, și în principiu cred că cam atât în mare parte pe mobilat, că altceva nu prea avem ce să punem, să fiu sincer cu voi. Chiar nu prea avem ce. Eventual, aș putea eu să mai vin cu niște, în primul rând cu o ușă aici, că n-avem ușă. Și e destul de urât dacă n-avem ușă. Bun. Și atunci o să vină așa frumos. Iar pe lângă asta, după ce o să-mi golesc eu puțin inventarul ăsta care e haotic rău de tot acum. Ok, lăsăm toate astea aici. Totuși aș vrea să mai pun și eu niște mese de-astea. Ok. Ia stați așa un pic, dacă pun aici o masă de-asta. Da, nu cred că se supără nimeni, că prinde destul de bine masa asta. Ok. Și o punem și pe asta aici și, în teorie, dacă mai am eu niște lână, cumva, rătăcită pe aici. Mai am 12 bucăți, dar stați așa, că mi se pare că am o string. Da, am 15 bucăți de string. Ba nu, uite aici, ok. Bun, și atunci am, ok, am și lână, perfect. Și pot să îmi pun carpet pe jos, practic. O să vedeți imediat la ce mă refer. Luăm așa, luăm niște carpeturi, 12 carpeturi de-astea și băgăm așa aici la intrare frumos. Ok. După care băgăm și aici în studio frumos niște carpeturi de-astea galbene. Aici sus la etaj o să vreau eu, nu știu, hai să zicem că facem 6 de-astea, că ne ajung, cred că oricum sunt și prea multe, gen, că n-am unde să le pun pe toate. Bun, hai mai una, să zicem că o punem aici, ok. Și mai avem etajul ăsta de sus, unde la fel facem 6 bucăți. Și facem 9 de-astea și le băgăm pe aici, bam. Și e absolut perfect, gen, acum chiar e ok. Da, avem și noi casa un pic mobilată, nu mai atât de goală. Evident că pot să vin să mai pun chestii, nu știu, pe blatul ăsta sau ceva, să vin să dau chestii, flower pot-uri și așa mai departe, dar momentan n-avem de-alea, gen. N-avem nici clay, n-avem multe chestii, așa că momentan nu o să punem absolut nimic. Totuși aș vrea să-mi pun niște blinduri de-astea pe geamuri, pe care merge destul de bine, sincer. Da, acum hai să vedem și cum ar arăta, gen. Aș vrea să pun cam peste tot în mare parte. Aici în studio nu prea am cum să pun acolo. Și aici la etaj ar trebui să pun destul de multe de-astea, gen. Chiar ar trebui să pun destul de multe. Aici nu o să pot să pun de ăla. Da, cred că nu o să lăsăm numai pe aici, pe la parter câteva. Și aia e când vine noaptea sau când avem chef de societate, doar tragem alea în jos și aia a fost. Dar momentan nu cred că, adică nu prea pot să pun mai multe. Și baia noi o să avem la subsol.
Da, na, până la baie o să vedem. Mai durează oricum până când o să facem noi baia. Însă, oameni buni, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de My City. Eu sper că v-a plăcut. În episodul următor o să-l aștept pe Luca să-i vedem reacția lui, practic, la noua casă pe care o are aici pe My City. Dar da, cam atât ar fi cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, un like m-ar ajuta super mult. De asemenea, un subscribe la acest canal, pentru că targetul este să facem 30.000 de abonați cât mai curând și momentan suntem la 25.000 și vă super mulțumesc. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, dani.vts pe Instagram, iar până data viitoare să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Bye bye!